din punct de vedere al transportului, foarte challenging. Din punct de vedere al vânzărilor de agregate, a fost un an bun, deoarece construcțiile, în special în segmentul nostru, au funcționat, nu am fost foarte tare afectați. Pentru 2022, cumva am încercat să ne asigurăm și să ne securizăm această perioadă de timp prin contracte ferme. De principiu am dori într-o pondere cât mai mare să ne transportăm marfa proprie. O parte destul de importantă din actualii șoferi nu au dorit să vaccineze. Ne străduim din răsputeri să-i convingem. O parte dintre ei au înțeles, o parte nu. Spre exemplu, la transport internațional avem situații unde șoferii nu au acces fără a fi vaccinați, iar ulterior, datorită penuriei de șoferi, în special în Germania și în Italia, au acceptat ulterior șoferii testați. Drept urmare, cine nu se vaccinează va suporta costul testelor PCR. Și sperăm ca prin această măsură să-i determinăm să se vaccineze. Ce am observat în ultima perioadă, trendul clar va fi spre electric, dar depinde sub ce formă. În momentul de față, clar, dacă discutăm de transport de distribuție sau de transport regional, acolo, într-adevăr, există posibilitatea utilizării unor camioane full electrice alimentate de la acumulatori, dar cred că pentru transport long haul, pentru distanțe mari, cred că viitorul va fi pe celule de hidrogen. Asta este opinia mea. Încercăm să găsim oportunități în tot ceea ce se întâmplă. Problema este că ceea ce ne deranjează și cred că pe toată lumea, lipsa de predictibilitate. Pentru că experiența de anul trecut ne spune că chiar dacă ne planificam ceva astăzi, în următoarele 2-3 zile se schimba complet strategia, lucrurile o luau cu totul altă întorsătură, deci sperăm, încercăm, evităm să facem strategii pe termen lung datorită acestei lipse de predictibilitate. În altă ordine de idei, firește că în perioade de genul ăsta se nasc și oportunitățile și din punctul ăsta de vedere cred că sunt destul de multe provocări. Sunt perioadele în care anumiți jucători în piață se ridică, iar alții coboară.